Atunci când dorim să îndeplinim unele formalități, în lipsa propriei persoane există opțiunea de a împuternici o altă persoană prin intermediul unei procuri. Ca să aflăm mai multe despre acest act, am invitat astăzi la o discuție notarul Viorica Nagacevski. Bine ați venit la noi! Bine v-am găsit, Traian! Haideți să facem un pic de claritate în toată povestea asta cu procura, pentru că lumea de multe ori le mai încurcă acești termeni. Ce este o procură pentru publicul larg? Procura este un act juridic prin care o persoană deleghează sau împuternicește anumite acțiuni pe care trebuie să le îndeplinească cel care este împuternicit. Este un act unilateral care dă efecte juridice în cazul când tu lipsești de la anumite activități. Deci asta este procură când se îndeplinește unele acțiuni din numele tău. Așa. Să nu le încurcăm cu declarația acord atunci când un minor pleacă peste hotare și va trebui însoțit de cineva. Acela este un acord. Un acord. Și nu este o procură. Așa. Chiar dacă mai toți folosesc același termen, este totuși o diferență când e vorba este de este mare copil. Diferență, nu este aha. Totuși. Aha. Este o mare diferență. Procura este un act unilateral, este o împuternicire transmisă pentru o cauză, pe când declarația este un acord. A permite sau a nu permite ceva, da? Deci acordul poate fi nu doar acordul meu de a pleca copilul peste hotare, este un acord de a construi o casă, acordul de a trece o conductă prin partea adiacentă a drumului în care tu te afli cu locuința. Deci sunt mai multe lucruri care sunt deosebite, dar totodată toate sunt acte juridice. Deci până la urmă, oricum, notarul cred că vine cu această informație. Cum vine la notar cu un termen fix? Cu siguranță, procură. Cu siguranță. Și voi când m-ați invitat, eu am intuit că este vorba de mai mult de o declarație acord decât de o procură. Dar pentru orice eventualitate, persoanele când vin la notar, mai întâi de toate ei vin cu o solicitare. În dependență de conținutul solicitării, notarul deja cunoaște forma juridică a acelei solicitări și o îmbracă în tocmai ca ea să dea efecte juridice. Acum e mult mai clar, dar totodată una dintre cele mai frecvente întrebări legate de o procură este valabilitatea acesteia. Când se stabilește sau de obicei o procurare un termen de valabilitate. Sigur că... Vă întreb pentru că nu mi-amintesc în ultima oară am întocmit o procură sau am avut nevoie de... Și chiar sunt curios. Deci, de obicei, procurile au termen de valabilitate prestabilit deja de către solicitantul actului notarial. Ele pot varia de la cel mai mic termen, cum poate fi o zi, până la... Dacă solicitantul dorește ca ea să nu aibă termen de valabilitate, este și această opțiune datorită faptului că avem un cod civil modernizat de la 1 martie 2019 care a intrat în vigoare și el poate să nu conțină acest termen, dar el poate fi tot timpul cu un termen valabil, care mai include în sine și un drept aparte, dreptul de substituire. În cazul când procura conține acest drept, neapărat trebuie să fie și o limită a acestui termen, deoarece noi trebuie să știm până unde se limitează aceste drepturi. Dar cum să înțelegem până unde se limitează dacă, de exemplu, în procură nu există niciun termen de valabilitate sau o dată fixă? Deci, adică în cazul ăsta... O procură care are 30 de ani deja că ea nu are termen, adică toată viața. Deci există nu există așa ceva. Cu siguranță și dreptul deja nu poate să se extindă pentru așa un termen. Oamenii mai au acte deja expirate, vă dați seama. Dreptul poate să fie extins, cum ar fi o casă, ea deja poate fi vândută. Copilul poate deja să aibă termen majorat care nu mai este valabil cu termenul care a fost dat din prima procură. Deci dreptul de substituire neapărat se substituie în acele drepturi pe care
le-a permis solicitantul actul notarial de a fi retransmise cumva. Iată, deci asta este foarte important. Dar cu alte cuvinte, iată, persoana care este împuternicită, care deține o procură, ea la rândul ei ar putea face niște manevre de genul să împuternicească pe altcineva sau asta totuși trebuie menționat în trebuie menționată originală, cu originală. Dreptul de a admite procuri ulterioare. Neapărat dacă acest lucru nu este prevăzut sau nu este scris în procură, tu nu poți transmite în continuare altui solicitant aceste drepturi. Deci solicitantul trebuie să solicite de la notar să fie menționat. Să fie menționat, sigur că da. Acum, o altă problemă cu care se confruntă mulți conaționali de ai noștri sunt procurile făcute în alt stat. Corect. Aici e o procedură mai complicată, pentru că ele trebuie traduse, legalizate. Care e procedura? Deci procurile pot fi autentificate atât de notari, cât și de alte persoane abilitate prin lege. Una din aceste structuri care își iau aceste împuterniciri sau sunt investite cu asemenea împuterniciri sunt secretarii, consulii, ambasadorii care au aceste, să spunem, îndatoriri și depinde deja de statul în care persoana se adresează. De exemplu, statele care sunt parte la Convenția de la Haga, cu siguranță că dacă te duci la ambasadă, este valabilă procura fără ca să mergi undeva cu ea, iar dacă te adresezi la un notar dintr-o țară care este parte la Convenția de la Haga, neapărat trebuie să fie și apostilat. Iată dilema cea mai mare când se întâmplă acest lucru, că e nevoie de traducere, este atunci când persoana sau solicitantul se adresează la un notar din țara în care se află dânsul. Neapărat că el va fi întocmit în limba în care notarul a și autentificat, după care va trebui să fie apostilată și doar după asta, venind în țara în care trebuie să dea efecte juridice, va trebui tradusă. Traducerea trebuie neapărat să fie efectuată de către un traducător autorizat, care are licență de a traduce acte juridice din numele, sau în numele, să spunem, cu licență, care este eliberat de către Ministerul Justiției. Și numai după aceste proceduri, procura în cauză dă efecte juridice. Nici într-un caz, pentru că s-au întâmplat că au tradus la traducători în care au scris jos, traducerea este efectuată neautorizată. Deci asta deja nu mai poate produce efecte juridice în cazul când noi avem un act de autentificat notarial. Ce se întâmplă dacă nu am reușit să traducem procura? De exemplu, revine cineva în țară, are o procură în limba norvegiană, de exemplu, și îl oprește agentul de patrulare. Eu am act juridic, e procură, dar în limba norvegiană. Polițistul are drept să, nu știu, să-și cumva să-l amendeze sau să-l sancționeze, sau odată ce o avem, nu contează în ce limbă, ea are deja o nu știu, o forță, să zic, juridică, dar doar că n-am reușit să o traduc. Nu, deci este un pericol pentru acea persoană care deține o asemenea procură, deoarece polițistul nu poate și el nu este dotat cu ideea de a cunoaște toate limbile lumii, iar cel care a intrat în țară cu asemenea procură, mai întâi de toate, el se lovește la vamă cu prima instanță care o să-l întrebe ce este în procura în cauză. Deci cel care vine cu asemenea procură neapărat va trebui să se asigure că în țara noastră ea va da efecte juridice. Sau va avea vreo traducere, sau va fi cu, nu știu, va ajunge și va traduce și dacă este nevoie va fi apostilă, sau procedura supralegalizării va fi respectată. De ce zic procedura supralegalizării? Pentru că sunt state care nu sunt parte la Convenția de la Haga și în acest caz el trebuie să urmeze notar, Ministerul de Externe sau Ministerul Justiției a țării în care se află și venind la noi, va trebui sau, după caz, secția consulară să o avizeze. Depinde deja care sunt procedurile a țării din care vine acest act juridic. Noi nu punem impedimente, noi doar ajutăm cetățenii ca să ajungă la o formă juridică corectă a documentului pe care le dețin, ca ele să dea efecte în orice caz.
după solicitare. Doamnă Năgăcevski, noi vă mulțumim din suflet pentru prezență. Ne-ați explicat așa ca la carte, acum totul este clar, sper și pentru telespectatorii noștri. Vă mai așteptăm cu mare drag la noi. O zi frumoasă. Și dumneavoastră la fel, să aveți o zi bună.